Deci, variantă spre Sighișoara, așa și într-o 100 de metri se mai desface în două. Noi o să mergem pe potecă sau drumul ce merge ăsta de marcat pe semn. Varianta asta pe care ți-am zis, n-am semnalizat-o că poate să fie foarte noroioasă. Satul Vulcan și încolo Saschizul. Bine, că încolo de fapt am două semne pe care încă nu le-am pus, cu toate direcțiile ca la camioane. Astăzi avem un traseu foarte frumos aici, în zona Sighișoara, Saschiz, Viscri. Sunt împreună cu Sergiu Păcă, local rider, local guide și owner la Rent-a-Bike Sighișoara. Și hai să vedem, Sergiu, spune-mi de unde ne-am dat azi, ce am făcut până acum și ce urmează să facem mai departe până diseară. Am plecat de dimineață din Sighișoara, am urcat pe deasupra de Șapartoc, am lăsat Șapartocul și am mers la Saschiz. Am avut o coborâre faină acolo spre cetatea de refugiu de deasupra Saschizului, unde am ieșit din pădure, am văzut fain satul de sus. Am ajuns în Saschiz, un sat care mie e foarte drag și care se mișcă foarte bine în ultimii ani, care se dezvoltă turismul și turismul de calitate. Am fost în Saschiz la Saschiz 130 de Lodge, un proiect în care eu cred. Este un loc unde ne putem caza. Da, e un loc în care se pot face cazări și care probabil va crește foarte frumos în anii următori. Și am fost și la un loc care e established deja, e un loc care e cunoscut destul de bine, la casa de pe deal, la Anca, la prietena mea și la Charlie, soțul ei. Mi-am testat ceva zacuscă făcut da, chiar de ei. Și dulceață de ardei iute, așa, foarte așa tare. Dulce și picant în același timp, foarte bună. Și ce vom face în a doua parte a zilei, deja am făcut o bucățică din a doua parte a zilei, vom ajunge iar în Sighișoara, la pe Via Transilvanica de data asta, traseul da, care de vreo două luni a fost marcat aici la noi în zona. Eu din ce în ce mai des aud de Via Transilvanica și trebuie să ne documentăm și noi mai bine. Așa cum zic și ei, bulgărele de zăpadă cu Via Transilvanica a pornit și nu va mai fi oprit. Și într-adevăr e ca un bulgăre de zăpadă Via Transilvanica, crește de la o zi la alta și devine tot mai cunoscută. Și e bine că e așa, pentru că unește, e drum, ăsta e și sloganul lor, dar chiar asta face, e drumul care unește. Uite, astăzi suntem, eu din Sighișoara, Dan din București, pe Via Transilvanica, ne întoarcem acasă, acasă la mine, da, na, acasă, e acasă, zona asta, acasă e Sighișoara. E foarte bine marcat traseul, e ușor să-l urmărești și pe jos și pe bicicletă, da, pe lângă marcajele tradiționale pe care le știm de la munte, vopsite pe copaci, are săgeți peste Ilpișor, are borne din kilometru în kilometru pe care le-ai văzut. Târgul Portocaliu deja devine foarte cunoscut și vom vedea din ce în ce mai des, e aproape peste tot, deși Via Transilvanica are o direcție clară, nu? O direcție vine de la Putna, de la nord-est la sud-vest, cam așa merge ea, de la Putna la Kazan. Nu are așa o traiectorie de autostradă, ea de multe ori face câte un mic ocol tocmai ca să te bage prin locuri interesante, prin sate cu arhitectură mai deosebită cum suntem astăzi aici, Daia se vede în spatele nostru. Daia. Ruta cea mai rapidă e sus pe coama dealului, cea pe care am mers de dimineață, dar acum o să șercuim un pic tocmai ca să vedem satele din zona asta. Și vreau să mai zic că regiunea asta îmi place foarte mult, am venit destul de des aici, aproape cu ocazia fiecare ediții TBT Race, care inițial pleca din Viscri, după aia a avut starturi în multe alte sate din zonă. M-am cazat în foarte multe locuri din zonă și pe aici n-am mai ajuns, în Daia nu-mi sună cunoscut.
Pentru dar, că e din coace de deal, cumva zona asta e mai puțin cunoscută, dar acum cu Via Transilvanica va fi popularizată. Da, îmi place, știam de rețeaua de trasee făcute de Adept și pe care am și fost, despre care am mai făcut articole, dar despre legătura cu Sighișoara nu știam și îmi place foarte mult că am făcut-o acum. Și cei 62 aproximativ de kilometri care îi spuneai că s-ar putea să-i avem astăzi, mie foarte mult mi-ar plăcea să-i împart în două și să-i poți face cu familia și cu copiii. Traseul este foarte ok dacă nu-l faci în ritm de race. Poți să te cazezi, ai o grămadă de posibilități de cazare pe la jumătatea traseului. Da, faci 30 și 30 și e foarte, foarte calul. Se poate face așa. Da. Că e ideal așa și ideea traseelor construite de Adept, marcate de colinele Transilvaniei. Ideea Via Transilvanica nu e neapărat să faci totul un rit de alergare, un rit de concurs. Ideea e să te oprești, să iei contact cu localnicii, să iei contact cu într-un loc din cultura așa locală, să încerci să descoperi cu adevărat zona din care treci. Slow tourism, cumva. Fără păi, dacă zona se numește slow food, normal că și... Exact, există conceptul de slow food, există și conceptul de fast food. În oraș este câteodată glumesc și văzând cât autocarele cu turiști care mai se opresc în Sighișoara, urcă repede în cetate, vizitează și în două ore pleacă, eu numesc fast food tourism. Nu e ceva ce vrei, adică e ok să încerci să descoperi mai pendelete zona asta. Da, da, da. Și toate zonele până la urmă, să încerci să-ți faci timp să te bucuri de zona pe care o vizitezi, nu doar să o bifezi. Exact, exact. Ce mi-a plăcut și ce nu știam despre Via Transilvanica și sunt sigur că sunt o grămadă de lucruri de descoperit în continuare, fiecare bornă spuneai că are un design diferit. Da. E unică, e sculptată de artiști, de studenți la arte. Chiar zilele trecute am fost la Tășuleasa, se făcuse 7 seara, se întuneca. Au pornit băieții niște becuri acolo imense și au lucrat până pe la 8:30, deci lucrează din zor și până în seară la propriu pentru a personaliza bornele astea și a adăuga o pată de culoare cumva unui traseu care e marcat, dar și personalizat. Din ce material? Din ce piatră? Andezit. 230 de kilograme o bornă din aia, e un bloc masiv de andezit, sculptat, așa cum ziceam, de artiștii ăștia. Mai spuneai că ai ajutat foarte mult la marcarea și întreținerea traseelor din zonă și că ai instalat destul de multe marcaje care, mie cel puțin, mi se par că sunt foarte firave în ghilimele, în sensul că poate să dispară foarte ușor, așa cum suntem obișnuiți la noi. Acum, dar spui că în ultima vreme n-au mai dispărut. Nu, să n-au mai dispărut. Ne schimbăm mentalitatea un pic? Să sperăm că da, dar aș vrea, la ce ai zis mai devreme, în afară de foarte mult, sunt de acord cu tot ce ai zis, eu mă consider o rotiță mică în tot ansamblul ăsta de Via Transilvanica. Am ajutat cât am putut. Din fericire, aici la noi, traseele erau destul de clare și în capul meu și în teren. Munca mea a fost destul de ușoară în comparație cu ce mi-a povestit un prieten că a fost în zona Sibiului, de exemplu, unde a trebuit să descopere ruta. Eu aici, din momentul în care mi s-a zis ce se vrea, am știut pe unde am de trecut. Da, ești local rider, adică da, până la urmă. Asta a fost norocul meu, că am umblat pe dealurile astea mult. La marcarea Via Transilvanica am fost cu două echipe și am pus niște borne prin zonă și ce spuneai de semnele firave, alea au fost un proiectel mic anul trecut împreună cu colinele Transilvaniei. Ne-am gândit că în anumite puncte cheie să instalăm niște semne de lemn de brad că au fost pe buget. Eu nu le-am dat la unele dintre ele mai mult de o lună și așa cum zicea și Dan, le-am un an și două luni și încă sunt acolo. Da, din păcate încă suntem foarte în urmă cu mentalitatea asta și marcajele și multe... Mai dispar. Cam dispar. All in all, da, suntem pe plus. Da, da, până la urmă începem încet să ieșim și noi din estul ăsta, din anonimat. Estul sălbatic. Estul sălbatic, exact. Da. Hai să continuăm și să vedem ce mai avem pe traseu. Salutări!